Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu am citit că parlamentarii vor să-i bage la pușcărie pe parcagii sau parcangii. Parcagii le spunem, că zicem da. parcagiu. S-au gândit că dacă parcagii amendați de poliție nu-și plătesc amenziile, poate îi sperie cu închisoare. A apărut un proiect de lege, i-ar putea băga în închisoare de la 9 luni la 2 ani. Și, mă rog, este de ceva timp în Parlament, dar acum a revenit discuția, se cer o mulțime de... Deci nu e vorba de parcările, adică de cei care sunt acreditați de primărie, autorizați de primărie să ceară bani pentru parcare, care vin și îți spun bonulețul. Aceia sunt... Deci parcagii cu acte de la primărie care au voie să ceară bani șoferilor sunt 105 în București. Cu totul. Și au voie să încaseze taxa doar de luni până vineri, de la 7 dimineața până cer târziu la 11 noaptea. Deci, înțeleg că numai eu am fost fraier și am plătit prin aplicație parcare orară în centrul Bucureștiului, timp de 2 ore și jumătate, într-o sâmbătă, când am fost la un botez. Dom'le, în weekend cred că e gratis. Da, pe asta... se subînțelege că este gratis în weekend, dar eu am plătit orar pe aplicație. Mi-a luat banii. Păi de ce nu? Adică... Da. Dar oare astea pe SMS merg? Ele merg, dar am înțeles că nu verifică nimeni. Cum adică? Eu am văzut poliție la marginea drumului care verifică, numerele de telefon. Păi au o aplicație, probabil, și... Ai văzut tu? Da, am văzut eu. Eu săptămâna trecută am parcat în zona Pieții Amzei. La Merdenele. Aproape. În apropiere. Și am stat și am căutat. Că eu nu lucrez cu aplicații, știți că mă feresc. Pe relații fizice. Și am căutat o doamnă sau un domn. Și până la urmă am dat peste dânsa și am plătit parcarea și am întrebat-o. Zic, dar dacă nu vă găseam și plecam după 10 minute, cam ce se întâmpla? Nimic. Păi zic, nu, cum se verifică că ai plătit taxa? Păi nu verifică nimeni. Păi zic, asta cu SMS-ul, cu... Nu verifică, domnule, nimeni, stați liniștit. Eu am crezut, zic că e cu camere, cu haide, domnule, serios. Păi nu-i mergi pe sfaturile doamnei. Da. Ești ok. Bă, da, vă e frică de parcagii? Nu. Sigur? De aia care vin și-și cer banii ăștia. Aia, dubioși. În afara orelor de... Aia, dubioși, da. Aia parchează boss aici, după aia stau, dă și mie boss. Ți-e frică de el sau nu? Mi-e frică, poate să fie la modul că să nu-ți gârie mașina. Așa, sau să-ți facă o răutate. Aha. Mie nu mi-e frică, mi-e silă. Da. Și adică la modul că îi dau 1 leu, 2, că decât să mă... Tu dai pisologească, să se țină după mine. Depinde dacă îmi place de parcagiu. Însă evit pe cât posibil, adică doar dacă sunt constrâns. Dacă e super agresiv, mă prefer să și plec de acolo. Cu mașina cu tot. Da, plec cu mașina cu tot. Ce că dacă n-are, adică eu nu sunt organ ca să pot să intervin asupra lui. Ce faceți cu parcagii, fraților, prieteni? Cum procedați? Când parcați mașina undeva în oraș, hop, apare parcagiu. Dă-i, așa, bă, se face semne, hai să parchez, până asta mă jignește. Când apare ăla și începe să-mi facă el semne cum să pun mașina. Dă mă de aici, eu știu să parchez. Justifice și el existența. Lasă-mă că știu să parchez. 0372069599. Ce faceți cu parcagii? Când apar parcagii, cum procedați? Le dați bani? Îi ignorați? V-ați certat vreodată cu vreun parcagiu? S-a întâmplat vreodată să fie vreun parcagiu de ăsta care să zgârie mașina? Că asta este marea teamă, dar eu n-am auzit niciodată. Mi se pare că sunt niște cerșetori pe acolo și merg și puțin la intimidare. Dar în rest, nu cred că e unul își permite vreunul să zgârie mașina, să taie vreun cauciuc, să spargă parbrizul. Adică am mult mai multe parbrize sparte din cauza cnair și a pietricelor de pe drum decât din cauza parcagiilor. Da, și la ăștia le dai și bani. Pe care nu i-am plătit, așa este. Deci este așa cu parcagii ăștia, le dau amenzi. Poliția locală le dă amenzi. Între 2019-2020, cel puțin în București, au dat sancțiuni de aproape 700.000 de lei. Deci nu pot spune că nu-și fac treaba. Dar nu le achită. Nu le achită pentru că n-au de niciunele. Raețchi, Ovidiu Raețchi, inițiatorul proiectului, care acum vrea să-i bage la pușcărie pe parcagii, zice așa, persoanele care practică acest tip de activitate nu au nici corp bancar, nu au nici proprietăți, iar amenziile nu fac decât să se acumuleze. Singurul mod în care putem acționa este să fixăm o sancțiune care să-i sperie pe cei care fac această faptă. Mă rog, eu declarația a spus-o, presupun, mai de demult. Da. Adi e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uneori îi speriem. Îl întreb dacă are buletinul la el, dacă e pregătit să legitimeze. Unii fug, unii pleacă capul, dar în general să știți că se potolesc. Ești polițist? Punători spre ei, nu. Pur și simplu. Stați liniștiți, că și ei știu de ce să le fie frică. Deci... Dar nu le e frică de polițiști adevărat, să știți. Aha. Deci știu că n-au ce să pățească. Da, amendă, mulțumesc, la revedere, pa. Da, da, dar mergeam că treci și spun, ești pregătit să te legitimezi? Ai un buletin la tine? Ah, serios? Nu, stați, liniștit, nu... Ce foarte tare asta. La intimidare. Da, e cu un aer oficial, așa zici, adică... Da, direct către ei, să știți. Și am făcut-o în București, chiar în București. Legitimația de serviciu și buletinul. Te rog? Nu, buletinul, pur și simplu. Ești pregătit să legitimezi. Deci metoda asta de inspector așa merge. Da. Ține foarte bine. Adi, îți mulțumim tare mult. Mulțumim, Alexandru, ești în direct. Salut. Salut, Alex. Alo, bună dimineața. Salutare, Neata, faină. Să trăiești. Băieți, două povești scurte și rapide. Odată în centru vechi le-am cerut bon pentru parcarea care am avut-o peste 3 ore și nimeni nu a putut să justifice acest lucru pentru că nu a avut nimeni un bon pentru parcarea care am făcut-o eu. Și a doua legată de faptul că întrebați voi ce se, dacă cineva a pățit ceva. Da. E bine, cumnata mea a avut mașina scăriată într-o parcare corectă și plătită la Gara de Nord, însă nu a dat banii cui trebuie. Asta e prost, știi că, cred că și parcagii ăștia se uită la om. Și dacă vede o doamnă parcagiu, zice aia că poți să o intimidez. Da. În rest, dacă e vreunul care cât de cât e ceva mai serios. Gigi, bună dimineața. La el se face frică. Bună dimineața. Două subiecte. Da. 1. Acea aplicație prin SMS funcționează și se și verifică. Da. Pot să vă spun că stau într-o zonă în centru și se verifică. Și ce, stai. Și ce se întâmplă dacă parchezi și nu dai SMS-ul ăla? Poate să vină, vorbesc de sectorul 1, inclusiv la Piața Constituției, inclusiv la pe lângă universitate. Vin prima oară polițiștii locali și dau avertisment și a doua oară dau amendă. Îți lasă mașină, îți lasă amendă în parbriz? Îți lasă amendă în parbriz, da. Bun. Deci se întâmplă, funcționează. Ați auzit, domnul Luca? Eu, sincer, am văzut... ți-am spus ce mi-a spus doamna aia. De când primăria... Trebuie verificate astea. Eu n-am dat-o ca știre. Am dat. Zici, o pățăne. Dai SMS asta... sau ai și aplicații. De când am văzut că în București primăria se ocupă să taxeze locurile astea de parcare, sunt oameni care vin și îți iau parcările, îți iau banii de parcare, am văzut din ce în ce mai puțin parcagii. Poate așa, sâmbătă, duminică, știi, când e gratis și plătești. Păi da, normal. Aha. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.